Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit în bucătăria Food Love. Astăzi vă voi prezenta o rețetă extrem de simplă și foarte, foarte gustoasă. Vorbim despre pastele carbonara, o rețetă simplă, ușor de făcut. Ce veți vedea este un meniu pentru două persoane, vi-l recomand, mai ales băieților care vor să impresioneze fetele pentru un moment romantic. Rămâneți în continuare, vă voi prezenta rețeta. Pentru rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. 500 de grame de panceta tăiată cu burețe, 100 de grame de parmezan ras, 2 ouă, sare și piper și spaghete. Vă sfătuiesc să alegeți o variantă de spaghete mai groase, mai consistente. Având ingredientele, să începem să gătim. Punem circa 2 litri de apă la fier, în care adăugăm sare. Pentru dozarea pastelor vă recomand o unitate de măsură inedită, adică cât prindeți cu degetul arătător și cu degetul mare. Asta înseamnă o porție de paste pentru două persoane, cea mai bună unitate de măsură, practică și la îndemâna tuturor. Începem prepararea. Facem cele două ouă. Ne batem puțin. Pentru omogenizare. Iar apoi incorporăm parmezan treptat. Amestecăm foarte bine, pentru ca tot parmezanul să fie incorporat în mână. În timpul fierberii amestecăm pentru a preveni lipirea pastelor. Uitați ce culoare frumoasă au. Nu vă sfătuiesc să puneți ulei în apa în care fierbeți pastele. Încingem tigaia și punem doar o linguriță de ulei de măsline. Punem panceta. Omogenizăm în tigaie. Vom amesteca și vom lăsa ca panceta să se rumenească pentru a da gust mâncării. Amestecăm panceta, ea începe să prindă culoare. Arată extraordinar de bine. Panceta s-a rumenit frumos, a eliberat gustul de grăsime, uitați ce bine arată. Nu vă fie frică, lăsați-o să se rumenească, pentru că va da o textură și un gust deosebit patrie. Este momentul în care vom pune pastele, vom reduce focul. Pastele nu trebuie să fie foarte bine scurse.
amenințăm puțin. Pastele vor continua să se gătească în tigaie. Adăugăm amestecul de ou și parmezan. Pune piper proaspăt măcinat. Baghetelor carbonara le place piperul. Făpria noastră este gata. Numai bună pentru servit. Poftă bună vă doresc. Și pentru că eu sunt cel mai mare pofticios pe care îl cunosc, trebuie să gustă rețeta de pastă carbonara. Mamă, ce bună e! Vă recomand cu mare încredere să faceți această rețetă cu foarte puține ingrediente, într-un timp foarte scurt o puteți prepara. Este delicioasă și credeți-mă, veți impresiona pe oricine aveți invitat la masă. Și o să spun din nou, poate fi un mod de gătire și pentru cei care nu sunt familiarizați cu bucătăria, dar totuși vor să impresioneze o persoană dragă lor. Poftă bună!